Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotund. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Dorule, dorul aleargă și se zbate, dorule, de la Nistru mai departe, dorule, dorul aleargă și se zbate, dorule, iar încotru cucu cântă în aceeași limbă sfântă, în aceeași limbă sfântă. Mare și multă, toți românii îl ascultă, toți românii îl ascultă. Curge prutul printre noi, dorule, cu valuri mai vechi și noi, dorule. Curge prutul printre noi, dorule, cu valuri mai vechi și noi, dorule. Cele vechi și azi ne arată Basarabia furată, Basarabia furată. Cele noi poduri stricate, flori și vise înecate, flori și vise înecate. Ia-mă-n brațe, dorule, dorule, și mă treci malurile, dorule. Ia-mă-n brațe, dorule, dorule, și mă treci malurile, dorule. Îl aștept la cetate să-mi văd neamurile toate, să-mi văd neamurile toate. Să urcar pații pe culme, ca să-mi strig frații pe nume, ca să-mi strig frații pe nume. Să le spun cântând în coară, Basarabia visoră, Basarabia visoră. N-o lăsați prade la unii, că plâng în pământ străbunii, că plâng în pământ străbunii. Iată un destin nefericit în viață și altul, am putea spune, fericit în posteritate. Bună ziua, stimați telespectatori! După ce săptămâna trecută v-am prezentat un reportaj despre o nouă ticăloșie pusă la cale de către politicienii noștri botoșăneni, m-am întors spre cultura noastră tradițională, pentru a vă prezenta o personalitate care pe nedrept a fost dată uitării. Mă aflu la Flămânzi, în fața sediului televiziunii locale de aici, Realitatea TV, iar în spatele meu puteți vedea bustul celui care a fost Dimitrie Iov, o personalitate a acestei localități, dar care în decursul vieții și ulterior după deces a primit dimensiunea unei personalități naționale.
Despre ce este vorba, ne va explica în câteva cuvinte domnul Constantin Pitorac, cunoscut dumneavoastră și din alte reportaje pe care le-am realizat de-a lungul emisiunii Lumea lui Rotundu. Deci, domnul Pitorac, Dimitri Iov, născut la Flămânzi, dumneavoastră v-ați ocupat în mod direct de promovarea personalității lui, mai bine zis de readucerea în actualitate a dimensiunii acestui personaj. În câteva cuvinte vă rog să ne-l prezentați. Dimitri Iov, născut la 1888 la Flămânzi pe 9 martie. Cum am mai spus, a făcut școală la Iași, a ajuns pentru un concurs de împrejurări să facă și politică, deci în timpul războiului a fost și directorul Teatrului Național din Iași și bineînțeles că foarte mult timp a petrecut la Soroca, în Republica Moldova, deci după anii de unire, deci după 1918, unde a fost mai multe mandate prefect de Soroca. Bineînțeles că în aceea perioadă și după a scris foarte, foarte mult. Printr-un concurs de fericit de împrejurări, aș putea să spun, au ajuns cei de la editura Știința, editură care aparține Academiei Republicii Moldova, să publice două volume cu peste 1200 de pagini, opera lui Iov și bineînțeles că sunt foarte mulțumit, să zic așa, de faptul că acele manuscrise pe care eu le-am adus de la Bătrâna din București se vor regăsi în aceste două volume și bineînțeles că prima lansare are loc astăzi la ora 14 la Chișinău, la Biblioteca Bogdan Petricei cu HD, unde vom merge. Da, să precizăm pentru telespectatori, noi filmăm astăzi 4 mai, de aici din Flămânzi vom pleca spre granița de peste râul Prut, mai exact la Albița, vom trece în Republica Moldova și vom încerca să surprindem evenimentul care urmează a se consuma la Chișinău. Dar, domnul Pitorac, din câte știu, aici la Flămânzi, personalitățile de dimensiune națională sunt puține. Eu aș enumera doar două. Există perioada sfârșitului de Ev Mediu și începutul de istorie modernă a României, perioada în care s-a distins boierul Teodor Balș, cel care a fost un potrivnic asupra unirii principatelor române, care și-a unit forțele cu Vogoride, s-au alăturat turcilor și au vrut să blocheze unirea. Dar el rămâne pentru cei din Flămânzi o personalitate prin faptul că a ctitorit două biserici. A doua mare personalitate aici, la Flămânzi, eu o consider că ar fi Dumitru Iov. Și totuși el nu este cunoscut în zonă, iar intelectualii orașului Flămânzi nu i-au acordat atenția cuvenită. De ce se întâmplă aceste lucruri? Din păcate, aceste lucruri au avut de suferit, cred că datorită, să spun eu, oamenilor care au făcut politică mai mult, nedorind să recunoască poate persoana care s-a ocupat de, eu știu, de toată activitatea lui Dimitri Iov. Mai mult, cred că în felul ăsta s-au plasat lucrurile. Eu cred că timpul le va rezolva și că va fi recunoscut ca o personalitate de tare națională, cum și este de fapt. Da, să precizez faptul că Dimitri Iov, după ce a terminat școala comercială superioară la Iași, a fost o perioadă directorul Teatrului Național din Iași, apoi a fost trimis în Basarabia, unde a fost inspector general asupra artelor, a fost senator, deputat și prefect de Soroca. După ce în România s-a instalat regimul comunist, el a fost încarcerat la Gherla în 1956 și acolo a murit după gratii în 1959. Dar personalitatea lui Dimitri Iov rămâne importantă nu numai
prin activitățile sale de ordin administrativ și politic, ci mai mult prin activitatea sa extrem de bogată în plan cultural. El a avut o bogată creație literară și a început primele publicări la o revistă, respectiv Luceafărul din Sibiu, pe la 1911, după care a scris atât poezie cât și proză, iar prin grija domnului Pitorac, aici la Flămânzi, au fost în câteva rânduri lansări de carte, cuprinzând opera lui Dimitri Iov. Dar se pare că cel mai important eveniment organizat în memoria acestui om de cultură pare a se consuma astăzi, 4 mai, la Chișinău, motiv pentru care am considerat că lumea lui Rotundu trebuie să fie prezentă. După un drum destul de lung și obositor, am trecut granița pe la Albița fără niciun fel de probleme și am ajuns în Chișinău. Mă aflu în fața bibliotecii municipale din Chișinău, o bibliotecă care poartă numele scriitorului Bogdan Petriceicu HD-ul. În interiorul acestei clădiri, care pare a fi veche, nu-i cunosc istoricul, oricum cred că este de la 1900, deci în interiorul acestei clădiri urmează a fi lansat un volum despre opera, creația literară a omului politic și de cultură care a fost Dumitru Iov. Vom intra în interior la sala unde va avea loc evenimentul și vom căuta să stăm de vorbă și cu persoane care vrând nevrând trebuie să le considerăm gazda noastră și în același timp cu cei care au organizat evenimentul. În laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea. Alege Solomonescu. Iată un destin nefericit în viață și altul, am putea spune, fericit în posteritate. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la acest eveniment, demararea zilelor Europei la Editura Știința. Ieri Irina Nechetă m-a sunat și m-a rugat să-i spun cum vom întâlni noi, vom sărbători Zilele Europei la Editura Știința. Eu am spus că nu va fi o zi, va fi mai multe zile și prima Zilele Europei demarează la Editura Știința cu lansarea ediției în două volume de scrieri a lui Dumitru Iov. Va urma pe 11, va continua Zilele Europei la Iași, pe data de 11 mai, în cadrul Salonului de Carte Librix 2017, lansăm trei ediții. Ediția Constantin Negruț în două volume, ediția Dumitru Iov în două volume și ediția, primele două sunt colecția Moștenirii și ediția Bezviconi în colecția, două volume în colecția Pagini despre Basarabia. Pe data de 12, concomitent la Chișinău și la Botoșani, Flămânzi, vom lansa Dumitru Iov la Flămânzi, Botoșani și Marcel German la Unisifor Ghibu. Apropo, este prezent reprezentantul Comunii Flămânzi, fost o primar
e președintele Fundației Dumitru Iov, domnul Pitoroc. Asociație, da. Sau asociație. Îl felicităm. Acum ne întoarcem la ordinea de zi. Noi continuăm să ne ținem de cuvânt, să edităm în fiecare an câte două, trei ediții din operele clasicilor literaturii noastre. Dacă până acum editam numai clasici și literaturi, acum câțiva ani am început să edităm și scriitorii din Basarabia, mai puțin cunoscuți în tot spațiul limbii române și în primul rând ne interesează că nu sunt cunoscuți la noi. E vorba de Moruzi, două volume am editat, e vorba de Madan, două volume am editat, e vorba de Ion Bozdugan, două volume am editat, Leon Donici. Și acum prezentăm ediția în două volume de Dumitru Iov. Avem foarte mulți, sau relativ mulți vorbitori care sunt specialiști în domeniu, nu cred că e cazul ca eu să vă prezint aceste două volume. Îl rog în primul rând să ne spui despre aceste cărți, cel care a scris studiul introductiv, domnul Eugen Lungu. Te rog, Eugen. Mi-a plăcut întotdeauna să vorbesc la lansările editurii Soră și Prieten, așa cum îi spunem noi cei de la Arte, Editurii Știința. Fiindcă Editura Știința scoate cărți foarte serioase, foarte, foarte bune, cărți frumoase, putem spune așa, care au luat premii nu numai aici la noi în țară, dar au luat premii și în străinătate. Dar dintre toate aceste cărți, mie îmi sunt mult mai aproape cele din colecția Mușinii. Poate în virtutea faptului că sunt critic literar. Această colecție mi-a plăcut întotdeauna cum e făcută. E făcută foarte serios. În primul rând, ar fi de elogiat durata de când ține această colecție, fiindcă la noi multe edituri au respirația scurtă. Au scos două, trei cărți și spun că e o colecție și cu asta s-a terminat. Dar Editura Știința cred că aș pierdut de acum numărul volumelor scoase în seria Moștenirii. Au început cu clasicii serioși care trebuiau aduși aici în Basarabia într-o niște sumare cu mai mult sau mai puțin complete, fiindcă știți foarte bine că clasicii noștri au fost totdeauna în regimul comunist, au fost cenzurați. În ultimul timp, totuși, s-a văzut așa că accentul se pune pe autori de raftul 2. La cine mă refer? Mă refer la Leon Donici Dobrondravov, la Dumitru Moruzi, la Ion Buzdugan și la Dumitru Iov. Acest Dumitru Iov, eu credeam tot timpul că este basarabian. Am aflat despre el cam târziu, așa, prin anii 90 ai secolului trecut, când la editura Arc am scos un album Teodor Chiriacov, a pictorului Teodor Chiriacov. Ei bine, în acel album noi am introdus și câteva gravuri color care ilustrau placheta Cobor basarabian a lui Dumitru Iov. Niște gravuri foarte frumoase și toate portau și o denumire. De regulă era denumirea poeziei. Ploi basarabiene, drum basarabian, castanii mei de la Soroca și tot așa. Am dedus atunci că este un scriitor basarabian mai puțin cunoscut la noi. Când am încercat să mă interesez de el, am aflat că el era din părțile botoșanilor, acolo, din zona eminesciană și a devenit aici, eu așa i-am spus, un basarabian prin adopție, fiindcă prima dată a ajuns în Basarabia împreună cu trupele mareșalului Averescu. În timpul primului război mondial, el a fost pe front în calitate de sublocotenent și atunci a ajuns prima dată pe la Soroca, i-au plăcut oamenii, i-au plăcut locurile și s-a întors aici să facă cultură, a fondat mai multe ziare, a adus aici, a fost inspector la cultură, apropo, fără să fie salarizat, a făcut foarte multe lucruri bune, până a ajuns și
important om politic reprezentant aici al Basarabiei. El a fost prefect de Soroca și a fost la Soroca și a fost deputat de Soroca în Parlamentul României. Deci, iată, pe urmă m-am aflat eu cum s-a făcut funcțiunea poetului și a pictorului. Acest Mitruiov a fost un timp directorul Teatrului Național la Iași. Și acolo își făcea serviciu și Teodor Chiriacov, care era pictor scenograf. Și iată, așa s-a făcut funcțiunea și un basarabean, Jeff Beget, a ilustrat un basarabean prin adopție. Acum îi oferim cuvântul domnului Constantin Cursac, președintele Asociației Dumitruiov din Flămânți, Botoșani. Mai am pas acasă și o să vă spun ce s-o să aveați. Țin și eu tare mult să mulțumesc domnului director, domnului redactor, șef Mihai Papu și dumneavoastră pentru că sunteți prezenți astăzi aici. Este o mare onoare pentru mine apariția acestui volum. Eu l-am cunoscut pe Iov după ce m-am întors din marină la Flămânți, din o carte pe care zisese domnul învățător Munteanu, monografia localității, și era o pagină acolo în care, mă rog, zisese despre Iov câteva cuvinte. Căutând date despre această personalitate, mi s-a părut ceva deosebit, am găsit pe internet, în revista Memoria, la un moment dat, un pasaj în care scria că un nume pe nedrept uitat. Lucru care mi-a strălit interesul foarte mult și bineînțeles că am cules cam tot ce am găsit eu despre Iov, dar mai interesant a fost când am găsit poezia Borbava pe un site al Asociației Românilor din Australia. Deci de acolo a pornit interesul și mai puternic și bineînțeles că un caz fericit am ajuns primar în localitate și am făcut drumul și la CNSAS, am făcut tot ce mi-a stat în putință, am organizat și un simpozion de Mitru Iov în 2010, m-am servit și s-a scris și o carte despre Iov la data respectivă și după aceea, prin un concurs fericit de prejurere, am cunoscut domnul Șoimaru, chiar aici la Chișinău, și am început o legătură mai strânsă cu Basarabia. Bineînțeles, când am aflat că se scrie această ediție aici, m-a încântat. Bineînțeles că eu nu știam că domnul Șoimaru a dat deja date despre mine, domnului Papu, și am fost sunat de la Chișinău pentru faptul că eu dețineam niște manuscrise ale lui Iov găsite de mine la București la o bătrână. Bineînțeles, prin intermediul unui profesor care tot din presă a aflat că mă interesa Iov, dânsul scria despre Iov un alt volum, deci era cu ambasadorul Franței, perioada interbelică, mă rog, o legătură mai veche. Și am găsit acele manuscrise. De fapt, eu am plecat la București după răboș de amintiri cu acest volum și acest manuscris și bineînțeles că acolo am găsit, de fapt, mai multe lucruri care au fost puse la dispoziție editurii Știința și care se regăsesc acum și sunt foarte fericit pentru faptul că se regăsesc în această ediție. Ce pot să vă spun? Știu că Iov a scris foarte, foarte mult. Foarte multe manuscrise au dispărut, cum ce de zeletin în o gaură în cer face o apreciere că unele din manuscrise au fost ascunse la niște mănăstiri, nu spune care, și preoții de frica regimului le-au aruncat, le-au ars. După simpozionul care l-am organizat în 2010 la Flămânzi, domnul Rotundu, jurnalistul care se prezentă aici, a scris în Jurnalul Literar despre acel simpozion și anumite lucruri despre Iov. Și bineînțeles că au apărut niște comentarii, niște nepoate, se spuneau că ar fi nepoate sau strănepoate de-a lui Iov, undeva pe lângă București. Și că unele manuscrise ar fi fost ascunse niște stupi de albine, iar când au fost inundațiile prin 60 și, nu știu exact anul, au fost luați stupii cu tot cu manuscrise. Deci eu v-am scris foarte mult, la ora actuală, știu, e posibil să mai existe pe undeva asemenea documente. Încă o dată vreau să mulțumesc editurii Știința, domnului director, domnul redactor șef și dumneavoastră tuturor pentru acest moment fericit, vă numesc eu. Mulțumesc tare mult!
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați găsit timp să veniți aici alături de noi la acest important eveniment, credem. Și acum îi oferim cuvântul vinovatului, domnului Mihai Păpuc. Apropo despre memoria lui Moruzi, am fost recent la Ungheni, la Biblioteca Raională, am prezentat niște cărți, inclusiv Iov, alte ediții ale noastre, și i-am întrebat, ei au făcut în 2014, noi am tipărit două volume Moruzi, la 100 de ani de la dispariția scriitorului, 100 de ani n-a fost tipărit deloc, noi am tipărit. Și ei au făcut un demers la Consiliul Raional că se denumească Biblioteca din Dănuțeni, numele lui Moruzi. Și noi acum, bucuroși, după 3 ani de zile, întrebăm cum s-a rezolvat problema. Dar ei mi se pare chiar uitase despre problema asta și nu s-a rezolvat. Și i-am îndemnat să persevereze, poate să mai cumpere niște cărți care mai stau la depozitul nostru, să le introduc în biblioteca mă gândeam ce să vă spun despre Iov, să zic niște lucruri mai interesante. Și este aici în carte un interviu pe care l-a luat în 1941 un scriitor, ziarist, fost redactor la revista Pagini Basarabiene din perioada interbelică, i-a luat un interviu lui Iov și îl întreabă, spune-mi un moment care te bucură toată vremea când ți amintești el. Și Iov îi spune următoare, zice, uite, mi-amintesc în 1940 pluteam de la Tighina spre Soroca, pe Nistru, pe un vaporaș, împreună cu delegație de băieți de la București, care veniți la invitația lui aici în Basarabia. Printre ei era Ion Minulescu, Herescu, nume foarte sonore ale literaturii române. Și uite, el își amintea de acele zile foarte frumoase. În cartea lui de memorialistică, Răboși de amintiri, scris în 1948, după ce a fost exclus din viața publică, vorbește într-un moment despre vizita la Soroca a ministrului învățământului Ioan Petrovici. Ioan Petrovici venise în 1926 la Chișinău, la inaugurarea Facultății de Teologie și, avându-l de prieten de Iov, s-a dus și la Soroca să-l vadă. Și o să citiți aceste pagini, sunt emoționante, cum se plimbau ei pe sub salcânii de la Soroca, pe sub trandafirii de acolo. Și acest intelectual de spiță rară, care era Ioan Petrovici, a rămas fascinant după această vizită pe acele locuri. Sunt foarte multe descrieri ale acelor miliarde sorocene, Cosăuții, alte sate din împrejurime sunt în aceste pagini ale lui Iov, altele sunt inspirate de aceste locuri, pentru că el a venit în calitate de comandant în armata română în 1918, nu a putut să se mai despartă de frumusețele de la Soroca. Iov a fost un autodidact, a absolvit o școală comercială superioară la Iași și după aia s-a încadrat în ziaristică, a început să scrie și alte ocupații nu a mai avut toată viața. Este născut într-o familie numeroasă, era al 12-lea copil, ultimul din această familie. Nu este din Flămânzi, este din Uricani, o localitate care era lângă Flămânzi și cu timpul s-a contopit cu Flămânzii. Uricani. Da, Uricani. La vârsta de 3 ani,
tatăl super era un mic comerciant, a murit și el a fost crescut de, practic, câte frații săi, care au fost oameni foarte bine educați. Un alt frate al lui Grigore era capitan în armata română și inventase un brâu care se numea Brâul lui Iov, ajuta, avea recomandările medicilor și ajuta la tratamentul coloanei vertebrale a spatelor și era promovat chiar prin ziarele timpului că acest brâu poate fi procurat de la nemijlocit de la Iov. În 1944, când a venit democrația populară în România, în oficiosul de partid Scânteia, se publică o hotărâre a Tribunalului din București, un mic text care se numește Epurația scriitorilor, uitați-vă ce termen, epurația, urmat de o listă întreagă de intelectuali, printre care erau nume foarte cunoscute, Lucian Blaga, Mircea Eliade, sub numărul 33 era numele lui Iov, categorisit ca hoț de urne, trădător de patrie și alte asemenea calificative. Începând cu 44, nu a mai putut să publice nimic până la sfârșitul vieții sale. După 28 iunie a plecat la București și nu avea locuință. Dramaturgul și scenograful Victor Ion Popa îi cumpără o căsuță țărănească care este montată în actualul muzeu al satului din București. Locuiește în această căsuță până în 44, când tot din cauza autorităților este izgonit de acolo. Îi acordă ajutor sora lui Panfil Șeicaru, doamna Eugenia Munteanu, medic sanitar de profesie, dat fiind faptul că încă din tinerețe tânărul Panfil Șeicaru, la vârsta de 18 ani, s-a împrietenit cu Iov, care avea 26 de ani, și au rămas prieteni de o viață. Doamna Eugenia Munteanu era căsătorită cu un general, era o femeie cultă, era o femeie înstărită și aveau o casă în București cu câteva nivele. Și i-a oferit lui Iov, în lipsă, după 44, în lipsă de spațiu locativ, i-a oferit mansarda. Dar în scurt timp îi se confiscă această casă și ea este mutată cu familia sa la subsol. Au continuat să trăiască în aceste condiții, dar doamna Munteanu îi plăcea foarte mult muzica, făcea compoziție, cânta la pian, la vioară și a adunat un mic cerc în această, la subsolul unde locuia, se adunau și se întrețineau acolo. Iov citea poezii, mai veneau niște studenți la medicină și discutau acolo. Și iată, într-o bună zi, în 1956, în casa aceea, au năvălit securiștii, i-au învățat pe toți muștrele și câți erau acolo, și au fost închiși. La procesul de judecată, Iov a luat 3 ani de zile, doamna Munteanu a luat 5 ani de zile și alții de măsură, inclusiv poetul Virgil Carianopol, care era tot în această grupă în care se întrețineau ei. La închisoare a avut parte de ceea ce avea fiecare parte în aceste condiții. A fost snopit în bătăi, după cum mărturisesc cei care au fost alături de ei acolo. Cineva spune că auzea loviturile cu ceva, cum îl loveau pe Iov și îi strigau că asta e pentru Basarabia, asta nu știu pentru ce. Și uite așa, în asemenea condiții, a durat lucrul ăsta până în 59, când se stinge, grav bolnav, se stinge în brațele unui poet, Gheorghe Penciu, care a scris și niște amintiri despre asta.
Ăștia de la închisoare aveau obiceiul să întârzie, cum să comunice familiei că a decedat, astfel că Aglaia Iov, soția lui Dimitrie Iov, află că el nu mai este în 1961, peste 2 ani de zile. În ultimii ani, până la 56, Iov coresponda cu profesorul Leca Murariu, de la altă dată locuia la Cernăuța, acum era la Râmnicu Vâlcea. Comunicau, își scriau scrisori, dar de la un moment nu mai primea nicio scrisoare de la Iov și tot aștepta. Scria, dar scrisorile nu ne mereau la doamna Aglaia Iov. Abia în 62, doamna Aglaia Iov găsește o scrisorică de la Leca Morară în care îi spune: ce faci, amice Iov? Erai atât de corect, îmi scriai toată vremea, dar acum de un timp nu mai răspund. Ce se întâmplă? Și doamna Aglaia a comunicat că nu mai căutați, că el este dispărut încă din 59. Iată un destin nefericit în viață și altul am putea spune fericit în posteritate. În scrisorile lui el zice că poate că cineva vreodată se va pleca asupra manuscriselor mele, le va aduna într-un volum și vă rog ca toți banii care vor proveni din vânzările acelei cărți, să cumpărați cărți, să le trimiteți copiilor de la Flămânzi. Sunt aceste mărturisiri. Iov era un personaj pitoresc, fusese exclus din Uniunea Scriitorilor, dar îi scria bătrânului Artur Gorovei, folcloristul, etnologul, care locuia la Folticieni, era cu mult mai în vârstă, avea grijă de dânsul, zice, trimite-mi niște documente care ar confirma că ești bolnav, ca să contribui să-ți mărească pensia. Și am eu niște relații la Uniunea Scriitorilor, de fapt, din Uniunea din care fusese exclus și care se afla peste drum de locuința lui. Acolo era Mihail Sadoveanu și alții, care comunicau cu el, dar nu îl puteau ajuta nici într-un fel. Erau și avea întâlniri la această Uniune cu unii confrați și de altă natură. De exemplu, îi mărturisește lui Artur Gorovei într-un moment că, uite, l-am întâlnit pe Zaharie Stancu pe coridor pe acolo și m-a întrebat, dar tu ce cauți pe aici? Zic că nu ai nicio contribuție, niciun drept ca să cauți pe aici. Și tu ai scris despre Basarabia. Și face el o constatare, eu zice, da, am scris despre Basarabia, dar despre ce putea să scriu? Dar Sadoveanu are două cărți despre Basarabia, cum procedați cu el? Sau zice, dacă aș fi fost în Crimeea, aș fi scris despre Crimeea. Iată așa o natură era Dimitrie Iov, dar ca să nu lungesc treaba, trebuie să vă uitați prin acest volum și o să vă convingeți de valoarea acestui nume. Sunt dator cu anumite mulțumiri unor oameni care m-au ajutat să colecționeze aceste materiale de la Arhivele Statului din București, de la Biblioteca Academiei Române, domnului Ionel Oprișan, domnului Nicolae Gheran, domnului Pitorac, care în ultimul moment mi-a oferit 120 de pagini de carte, poezie absolut inedite și tocmai din perioada asta dificilă, 44-56. Un fost marinar brav care a păstrat, a căutat aceste manuscrise, le-a găsit și le păstrează în casa la dânsul. Da, o să le predați, dar să nu vă grăbiți, da. Depinde de instituția în care o să le predați. Eu mulțumesc pentru atenție și sperăm să ne întâlnim în anii următori cu alte nume din spațiul basarabian, mai ales, care deocamdată zac în anonimat și nu sunt cunoscuți. Laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea. Alege Solomonescu. Iată un destin nefericit
în viață și altul am putea spune fericit în posteritate. Stimați telespectatori, stăm de vorbă cu domnul Gheorghe Brindie, directorul editurii Știința, editură care se află sub autoritatea Academiei Republicii Moldova. Domnul director, ne-ați surprins cu evenimentul de astăzi, 4 mai, aici la Chișinău, în sensul că Dumitru Iov nu este privit acasă la el, așa cum l-ați omagiat dumneavoastră. Cum de ați cuprins în planul dumneavoastră editorial editarea publicațiilor și creațiilor literare ale lui Dumitru Iov? Cred că, în primul rând, și la dumneavoastră, în viitorul cel mai apropiat, va fi tot atât de bine privit Dumitru Iov, pentru că nu-ți cunoștea opera lui. Noi am făcut tot posibilul, editura Știința, ca opera lui să fie cunoscut atât în Basarabia, cât și în România. De azi începem să-l cunoaștem pe Dumitru Iov prin publicarea acestor cărți, prin citirea acestor cărți. Așa că totul e înainte. E important că am făcut primul pas, mai departe trebuie să-l citim. Domnul director, vin de la Flămânzi, Botoșani. Cunosc foarte bine atmosfera intelectuală din acest orășel botoșănean. Dar să știți că Dumitru Iov nu este așa de mult iubit, stimat și respectat în localitatea lui din naștere, cum ați făcut-o dumneavoastră astăzi aici. Mă rog, e un program al nostru care l-am demarat încă 25 de ani în urmă. Ne dorim să se publicăm, în primul rând, în colecția moștenirii cei mai importanți clasici, adică al literaturii române, dar și scriitori de mâna două, ca să spun, sau poate nu de mână, de rândul doi, care au activat în Basarabia, care sunt originari din Basarabia, sau care au viața le-a dus aici, deci eu cred că cu timpul vor fi cunoscut nu numai Iov, dar și alții. Și cred, după ce, sunt ferm convins, după ce cei din Flământ, locuitorii de acolo, vor citi și vor face cunoștință cu opera lui Dumitru Iov, ei îl vor stima mai mult și vor fi mai mult cunoscut. Ați fost vreodată la Botoșani? La Botoșani, da, am fost. La Flământ n-am fost niciodată. Da, dacă ați fost la Botoșani, e bine, cunoașteți orașul unde s-a născut Eminescu. Da. Mă angajez aici cam să propun autorităților noastre la nivel de județ ca pentru gestul dumneavoastră atât de înalt din punct de vedere intelectual, vorbim de Academia Republicii Moldova, de o editură al Academiei, nu vorbim de orice. Acest gest trebuie cumva recompensat. Noi o facem, televiziunea Botoșăneanu, o facem prin faptul că mediatizăm evenimentul, dar nu este suficient, va trebui cumva autoritățile noastre să vă recompenseze acest gest. Vă urez succes în continuare. Noi facem numai pentru recompensă, facem, credem ceea ce facem, facem bine, da. Trebuie să o facem. Da. Asta cel mai important. Dar o recompensă morală contează, e extraordinar de mult. După dialogul cu domnul director al editurii Știința, stăm de vorbă și cu gazda noastră, directorul bibliotecii Bogdan Petricei cu HD-ul de aici, din Chișinău. Cum vă numiți? Îmi spune Mariana Harjevski, directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Acum 3-4 ani, de fapt, numit în această poziție. Am înțeles că aici unde ne aflăm noi, unde s-a desfășurat evenimentul, este sediul principal al Bibliotecii Municipale și dumneavoastră aveți mai multe secții. Da, e o bibliotecă, într-adevăr, care are 27 de filiale și aici, aflându-se doar biblioteca centrală, în care sunt... Am găsit aici... ...bibliotecii, care mai mult sunt partea administrativă. Am văzut că aici aveți fond de carte în limba engleză și germană. De ce? Aveți așa mulți cititori, așa multe solicitări? Biblioteca Municipală, acum 2 ani, a lansat un parteneriat cu diaspora din Statele Unite și din Canada, astfel încât cei de acolo ne-au transmis cu titlul de donație un lot de peste 3.000 de cărți Bibliotecii Municipale. S-a dorit ca această colecție să vină în susținerea
studiilor care se fac, tot mai mult se bazează pe literatura din scrisă în limba engleză, astfel încât cumva să vină în ajutor celor care poate uneori chiar și își doresc să citească literatura străină în original. Am făcut un pic de investigație și am aflat că sediul în care funcționează Biblioteca Municipală este o construcție de la 1887 spre 1900. Această locație a fost vreodată modificată din punct de vedere arhitectural, pentru că arată extraordinar, o arhitectură și o funcționalitate cum n-am mai întâlnit. Această clădire, într-adevăr, inițial a fost edificiul unui hotel, Swiss Hotel, așa încât, bineînțeles că inițial a funcționat aici ca hotel, dar mai erau în împrejurim și cofetării, astfel încât aici, pe aici, au trecut și au sorbit cafeaua de dimineață, chiar și yoga. A fost pe aici și HD-ul. La fel și Marie Cibotari, spre exemplu, a cântat în acest spațiu. Dar după cel de-al doilea război mondial, această clădire a suferit și a fost modificată, adăugându-i se al treilea nivel, pentru că inițial avea doar două nivele. Deci nu este construcția originală, s-a mai adăugat ceva la ea. Oricum, dar arată... S-a păstrat în interior, s-a păstrat la fel. Am văzut că aveți și biblionet, am văzut mulți cititori aici în sala unde de altfel filmăm acum. Nu mă așteptam ca la Chișinău să întâlnesc în primul rând o astfel de bibliotecă în acest mod de organizare, în al doilea rând să găzduiți un eveniment a unei personalități care trebuie să recunoașteți, chiar dacă l-ați adoptat aici, Băsarabian, este român, moldovean din Botoșani, și faptul că vă găzduiți sau găzduiți astfel de evenimente a atras atenția autorităților Ministerului Culturii din România, v-au vizitat ai noștri, v-au întins o mână de ajutor atunci când a simțit nevoia că ar trebui. Să știți că noi avem o colaborare firească cu colegii noștri bibliotecari din România și după anii 90, când era o stringent necesitate de a avea literatură în limba română, atunci mai multe biblioteci județene ne-au sărit în ajutor și chiar actualmente avem 9 biblioteci deschise în parteneriat cu colegii noștri din România. Aici aș menționa filiala noastră Transilvania deschisă cu colegii din Cluj sau Biblioteca Ștefan cel Mare de aici deschisă cu cei de la Focșani. Avem Alba Iulia, avem cu cei de la Constanța Ovidius, avem Târgu Mureș, avem Maramureș, avem Târgoviște. Deci... Păi după cât îmi spuneți dumneavoastră, sunteți o secție a Bibliotecii Naționale a România. Ziceam că noi avem o colaborare frumoasă cu bibliotecile județene din România și menținem acest parteneriat invitând încoace pe bibliotecari de acolo în diverse activități de instruire sau conferințe profesionale, dar și colegii noștri de aici au această oportunitate de a vizita bibliotecile din România. Da, eu în numele botoșănenilor vă mulțumesc pentru că ați găzduit acest eveniment. Stimați telespectatori, încercăm să stăm de vorbă și cu redactorul șef al editurii Știința. Domnul Mihai Papuc este cel care din cadrul editurii Știința s-a ocupat direct de tehnoredactarea cărții dedicată lui Dumitru Iov. A cules tot materialul documentar, a făcut selecția respectivă, l-a aranjat așa cum trebuie aranjat un astfel de material documentar și ați văzut și dumneavoastră cum arată cartea într-o formă editorială excelentă. Cred că, domnul Papuc, costă ceva un astfel de eveniment editorial. Cartea arată o ținută grafică extraordinară. Calitativ este ceva ce în România rar mai întâlnim. Se întâlnește și în România, da, la editurile. Da? Este o ediție din cadrul unei colecții de carte intitulată Moștenire. Valorile clasice românești, începând cu cele mai vechi timpuri și până azi.
este una dintre edițiile acestei colecții. Dimitrie Iova a scris foarte mult, dar a publicat în volum puține cărți. Doar un volum de poezie în 1943, intitulat Cu vorba sărăbean, și trei cărți de proză. Restul creațiilor sale au fost risipite prin revistele literare și culturale din România. Parte se mai păstrează în unele arhive. Am, cu multă răbdare, acribie, am răsfoit aceste pagini de revistă și am încercat să adunăm într-o tot întreg cam ceea ce a scris Dimitrie. Ați făcut un lucru minunat, extraordinar. Memorialistică, o parte din corespondența lui pe care am depistat-o tot în arhivele românești. Am adăugat și un compartiment de fotografii, iconografie, care este cam zgârcit, dar din ceea ce s-a putut găsi deocamdată. La Flămânzi, domnul Constantin Pitorac a fost preocupat și cu sprijinul unui jurnalist, Gabi Gomboș, a editat o serie de lucrări ale lui Dumitru Iov, printre care un interesant volum de poezie dedicat copiilor. O poezie extraordinar de frumoasă care și-ar merita cu prisosință locul în cartea de citire de la clasele 1-4. Dar... Da, l-am cunoscut pe domnul Pitorac cu o lună jumătate în urmă. Am venit chiar la Flămânzi cu scopul să văd localitatea și am avut revelația să descoper în arhiva domnului Pitorac o set de manuscrise inedite din perioada 1944-1956, tocmai cea mai dificilă perioadă din viața scriitorului Dimitrie Iov. Domnia sa mi le-a pus cu toată amabilitatea la dispoziție și am putut să le valorific și să le includ în această ediție, în două volume apărut acum la editura noastră. Poezia pentru copii, știam despre ea, dar nu aveam textele, a rămas în afară. În schimb, am găsit la arhivele, la arhivele statului la București un poem lung pentru copii, o poveste întreagă, o să o găsiți, Casa lui Serafim, o să o găsiți în aceste volume, o să vedeți cât de frumos se putea spune copiilor o poveste despre un moș și o babă. Da, domnul Papuchiov, vă mulțumesc că ați acceptat să stăm un pic de vorbă după consumarea acestui eveniment. Vă urez succes în continuare și apreciez extraordinar de mult gestul pe care îl face Academia Republicii Moldova prin editura dumneavoastră de a aduce în actualitate operele unor scriitori clasici. Mulțumim foarte mult și pe ajutorul dumneavoastră în promovarea acestor cărți. Noi la Botoșani o să difuzăm reportajul. Tirajul nu e prea mare, dar putem reproduce. Dacă vor fi solicitanți, putem într-un timp util să retipărim. Sperăm să avem în continuare o colaborare bună cu domnul Pitorac. Foarte mult, mai ales prin intermediul televiziunii, a radioului sau mijloacelor... Da, noi folosim tot ce înseamnă media la nivel de Botoșani, absolut în toate dimensiunile ei, pentru a promova astfel de evenimente cu conținut cultural. Stimați telespectatori, stăm de vorbă și cu domnul Beșleagă, o cunoștință mai veche a noastră. Cred că vă amintiți de anul trecut reportajul realizat la Pererita, Casa Memorială a scriitorului Grigore Vieru. Acolo, la acest eveniment omagial, domnul Beșleagă, scriitor renumit în Republica Moldova, a făcut o remarcă extraordinară. Printre altele a spus întrebare retorică, cei Troia astăzi, o ruină dispărută, a dat dumnealui răspunsul, dar a rămas Iliada lui Homer, adică puterea cuvântului scris. Domnul Beșleag, aveți așa mare încredere în cuvântul scris? Absolut, absolut, pentru că eu, ajungând la vârsta conștienței, în copilărie, în adolescență, aveam necesitatea de a mă exprima, de a spune ce cred eu despre lumea asta, despre ceea ce mă înconjoară, și alte mijloace nu am avut.
Eu ziceam la mai multe întâlniri cu cititorii, cu alte persoane, că dacă eu aș fi avut un instrument muzical, o acordeon, o nu știu ce, vioară, mă făceam muzician. Dar pentru că era sărăcie mare și nevoie, singura modalitate de a mă exprima și a spune ceea ce simt și trăiesc eu este cuvântul. Și cuvântul este cea mai frumoasă manifestare a spiritului omenesc, ceea ce spune și Evanghelia, că la început a fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Da. Prin cuvânt noi existăm și prin cuvânt rezistăm și acum pot să spun așa, că orice lucru material, cum a fost Troia, o cetate, o ziduri, s-au dărâmat, cum au fost imperiile, s-au dărâmat, dar prin cuvânt rămâne și se perpetuează lumea și sufletul omenesc și memoria și frumusețea lumii. Da, stimați telespectatori, un final de reportaj cum nu se putea mai frumos și mai spiritual. Domnul Beșleagă a concluzionat în scurtul nostru interviu ceea ce era esențial și legat de evenimentul de astăzi de aici, din Biblioteca Municipiului de la Chișinău. Un eveniment dedicat memoriei lui Dumitru Iov, o personalitate a vieții culturale românești, dar revendicată pe bună dreptate de către Basarabia, de către basarabeni, pentru că el consideră de-al lor și nu un botoșenean de-al nostru. Și pe bună dreptate îl consideră de-al lor, pentru că, așa cum știți, acasă la el Dumitru Iov este prea puțin cunoscut. În schimb, aici în Moldova, cel mai înalt forum al științei, al culturii, al educației, Academia Republicii Moldova l-a sărbătorit. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră.